Caz incredibil la Botoșani. Un elev i-a furat telefonul profesorului în timpul orelor. Cadrul didactic și-a lăsat pentru câteva minute bunurile nesupravegheate, iar unul dintre elevi a profitat de neatenția profesorului și a sustras smartphone-ul. A fost sesizat Inspectoratul de Poliție Județean și, în urma verificărilor făcute de polițiști, a fost identificat autorul furtului. Avem și un caz în care un domn profesor nesesizat i-a fost furat telefonul mobil. Colegii au identificat autorul ca fiind un elev, a fost recuperat telefonul și a fost soluționat cazul. De asemenea, avem un număr de 12 loviți sau alte violențe, 11 sunt comise între elevii unităților de învățământ. Avem și un caz înregistrat în care un părinte nemulțumit de un anumit aspect din cadrul școlii, am mers la profesor și a lovit. Este înregistrat dosar penal. Noul comandant al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani a mai precizat că infracționalitatea în apropierea unităților de învățământ a crescut în semestrul 2 al anului școlar 2015-2016 față de semestrul 2 din anul școlar trecut. Astfel, în primele 6 luni ale anului, în unitățile de învățământ din județ s-au înregistrat 14 furturi și 12 cazuri de violență. Majoritatea infracțiunilor sunt reprezentate de cele de violență și care, de obicei, constau în conflicte spontane care apar între elevi în timpul pauzelor sau la ieșirea de la cursuri. În ceea ce privește furturile, cele mai multe cazuri înregistrate sunt cele în care telefoanele mobile sunt obiectele sustrase. Polițiștii spun că aceste fapte au loc datorită neluării măsurilor corespunzătoare de către elevi și profesori pentru asigurarea securității bunurilor pe timpul desfășurării orelor de curs, în timpul pauzelor sau când aceștia desfășoară activități în afara clasei, cât și a faptului că majoritatea regulamentelor de ordine interioară permit accesul elevilor cu telefoane mobile în incinta unităților.